informație de ultimă oră. Masca devine obligatorie peste tot în județul Argeș. Este o decizie luată în urmă cu puțin timp de Comitetul pentru Situații de Urgență. Sunt și alte decizii noi pentru argeșeni, despre care ne vorbește chiar acum corespondentul Antenei 3, Mariana Zaharia. Bună ziua, Mariana! Ce altceva au decis cei din Comitetul Județean, înțeleg, de urgență? Bună ziua, da, județean, s-a făcut această ședință pentru că, după cum știți, județul Argeș este printre primele județe, multe zile la rând chiar primul la numărul de infectări cu coronavirus, peste 100 de cazuri în fiecare zi. Așadar, de mâine dimineață, toți argeșenii sunt obligați să poarte măștile, indiferent dacă sunt într-un spațiu închis sau dacă sunt într-un spațiu deschis. Măsura este valabilă, bineînțeles, în zonele urbane, dar și în cele rurale. În acest sens, prefectul de Argeș a anunțat că face un apel către autoritățile locale din zonele rurale să îi anunțe pe oameni de acest lucru, dar și să ia măsuri pentru cei care nu își permit să cumpere măști, adică să caute în buget și să cumpere măști pentru persoanele defavorizate. Totodată, terasele și spațiile unde se desfășoară evenimente, spațiile deschise, evident, se vor închide la maxim la ora 10 în timpul săptămânii și maxim ora 23 în weekend. Este valabil și pentru evenimentele private, adică cei care au organizate în Argeș la acest moment nunții, botezuri sau alt gen de astfel de eveniment, vor fi nevoiți să le încheie la ora 23, pentru că altfel riscă amenzi și prefectura anunță controale în acest sens. Amenziile pentru cei care nu vor purta măști, pentru cei care nu vor respecta aceste decizii, pleacă de la 500 de lei și pot ajunge până la 2500 de lei. Autoritățile au spus că vor încerca să dea amenziile maxime, în așa fel încât chiar să respecte toată lumea și să reușească în aproximativ 2 săptămâni să reducă acest trend crescător al infectărilor. Măsurile nu sunt valabile pe o perioadă anume, ci deocamdată ele au fost date pe un termen nelimitat. Mulțumim, Mariana.